nimic mai firesc decât să ne preocupe subiectul de securitate. Din vari motive. Inclusiv pentru că Vladimir Zelenski i-a transmis Maiei Sandu o informație care probabil ne îngrijorează. Și mai ales pe specialiștii de la SIS care spun că verifică autenticitatea acestor presupuse planuri de destabilizare a Republicii Moldova, de lichidare a democrației, cum se spune în comunicat. Dar discuția asta o aveam în vedere de mai de mult și evident că nu o să epuizăm tema, dar în condițiile în care avem un război devastator la frontiera Republicii Moldova, frontiera estică, am zis să vorbim despre războiul hibrid întâi și toate. De unde s-a luat și mai ales de câte ori auzeam în comunicate că, vezi, Doamne, se încalcă regulile de purtare a războiului. Îmi căutam interlocutorii care să mă lămurească cum adică dacă, vezi, Doamne, omori militarii, îi și normal, dar dacă lovești pe alăturea și dai în civil, asta e încălcarea regulilor de purtare a războiului și dacă poți în cadrul unui război stabilești reguli, etc., etc. E întrebarea poate naivă, primitivă, dar o să ne explice experții și mi-am găsit oameni pe potrivă. Dumitru Mânzărar, care este lector la Colegiul de Securitate, da? Colegiul Baltic de Apărare, în fond se ocupă de subiecte de securitate, cu el vorbim prin metoda telecomunicațiilor, și Mihai Mogâldea este director adjunct la IPRE, Institutul de Politici și Reforme Europene, instituție fanion, aș zice, care are de spus în mai multe domenii, inclusiv în subiectul de securitate, și am să încep cu Dumitru Mânzărar, cunoscut pentru, iarăși, preocupările sale constante referitoare la securitatea în general, securitatea europeană și în special eforturile Republicii Moldova. Dumitru, deci reiterez această întrebare, când a apărut, că nu e invenția lui Putin probabil, când a apărut prima dată în vizorul cercetătorilor războiul hibrid și dacă autorii acestui război hibrid rusesc au fost detectați la vreme, nu cumva Europa s-a trezit cu întârziere, acum retroactiv se dau aceste imagini cu declarațiile lui Putin că vai de mine, noi n-am avut nicio treabă, niște minieri sau cine acolo, tractoriști sau înarmați și-au făcut referendum ca după asta să recunoască cu subiect și predicat, cum se spune românește, că de fapt au fost acolo militari ruși. Deci, războiul este hibrid, care înțeleg că se poartă și într-o formă mai puțin fierbinte și în Republica Moldova. Dacă dumneavoastră cercetătorii i-ați detectat simptomatica la vreme și puteți anticipa evoluțiile, mai ales asta e important. Deci, răspunzând la întrebarea noastră, cred că e necesar pentru claritate să abordăm două aspecte. Una, de unde a apărut termenul și doi, originea, deci însuși conținutului care acest termen îl clarifică. Exact asta am vrut și mulțumesc că dumneavoastră foarte academic mă încadrați. Spuneți, să convenim asupra noțiunilor. Da. Un cercetător american, Frank Hoffman, a venit cu noțiunea asta la sfârșitul anilor, adică în mijlocul anilor 2000, cred că, s-a referit la război hibrid, descriind conflictul între Israel și deci, organizațiile palestiniene care luptă cu Israelul, în contextul în care oponenții Israelului foloseau instrumente diferite de ducere a războiului, inclusiv convenționale, neconvenționale, adică un mix de metode. Și inclusiv aruncarea pietrelor în patrule, nu? Provocarea lor. Da, deci el pe acest cercetător îl preocupa faptul că
în viitor Statele Unite pot să se confrunte cu diferiți tipi de agresiuni sau de măsuri violente de contracarare a intereselor Statelor Unite, care va combina metode statelor deci statale de ducerea războiului și metodele actorilor non-statali de ducerea, de conducerea violenței. Și deci termenul ăsta a intrat în uzura specialiștilor și politicienilor o perioadă. Când deci Rusia a invadat Crimeea și a anexat-o, acest termen a apărut fiind unul comod și punctându-se pe faptul că Rusia la fel a folosit un mix de metode care sunt aplicate atât de state de obicei, cât și metode de violență armată condusă de actori non-statali. Și când s-a dus în cadrul Uniunii Europene discuții cum să contracareze o astfel de tehnologie sau de metodă de conflict interstatal sau de agresiune interstatală, știți cum, politicienii duc discuții și trebuie să ajungă la un consensus pe terminologie. Faptul important este că terminologia nu este utilă pentru a aduce politici eficiente, însă ceea ce a fost foarte util pentru Uniunea Europeană că a creat cadrul ăsta legal, deci un cadru legal de răspuns prin care Uniunea Europeană poate să răspundă la metode de agresiune interstatală de tipul ăsta, care sunt mai puțin observabile sub deci pragul unui război convențional, și i-a dat Uniunii Europene atât instrumentele necesare, cadrul legal, cât și resursele pe care să le aloce. Deci, ulterior, NATO a folosit aceeași definiție și pus-o în documentele sale de conducere. Însă, deja acum vedem specialiștii militari în Europa, dar în special la NATO, indică că termenul însăși este unul contraproductiv, fiindcă se referă la un șir de acțiuni de agresiune interstatală care sunt diferite. De exemplu, atacuri cibernetice, dezinformare, folosirea unor proxy militare, atentări de destabilizare a unui stat prin implicarea în politica internă. Și dacă dorești să răspunzi eficient la astfel de măsuri, trebuie să le separi, fiindcă fiecare măsură aparte necesită abordări aparte, metodologie aparte, specialiști aparte. Și din acest motiv, deja acum în discuțiile specialiștilor apare ideea că este folosirea acestui termen este contraproductiv și e necesar de făcut ceva cu el. Adică este prea general și prea vast? Sau dimpotrivă, el nu... Prea general și prea vast. Nu ține cont de elemente mereu noi și noi. Și acum o să-l întreb pe Mihai referitor la situația din Republica Moldova. Tocmai termenul ăsta război hibrid în cazul Republicii Moldova include în special dezinformarea la care se referă Dumitru, include războiul purtat de propaganda rusească, dar nu s-a ajuns la un Prigojin care să vină aici, ca în Africa, la el acasă. Dar dacă cercetarea și expertiza oferă, ca și în cazul europenilor pentru război hibrid, oferă cu un pas înainte soluții juridice, da, legale, astfel încât confruntându-ne cu războiul hibrid și cu elementul propagandă și fals și raspeatăi malcic, să nu aplicăm soluții juridice depășite. Dacă este cumva o colaborare între cercetare, expertiză și legislatorul, pentru că atunci când s-a oprit, de exemplu, emisia celor 6 posturi celebre, multă lume, inclusiv colegi de breaslă ai jurnaliști, au venit cu regluța asta potrivit una deja depășită. Nu poți în cazul unui război hibrid, tu de fapt să te aperi cu o normă care nu mai este valabilă când casa arde.
Eu cred că aici este foarte important să facem corelația între mecanismele și instrumentele pe care le utilizăm pentru a identifica aceste amenințări la adresa securității naționale și răspunsul de ordin juridic, legal, la aceste riscuri. Și cum reușim noi cumva să ne coordonăm eforturile la nivel intern ca să anihilăm potențiale destabilizări interne cauzate de aceste riscuri. Ca să luăm cazul concret a celor 6 canale, pentru că ele se încadrează în această logică cumva a războiului hibrid. Aici am avut câteva elemente într-o ecuație destul de complexă. Pe de o parte, elemente pe care le cunoaștem și pe care nu le cunoaștem. Elementele pe care le cunoaștem țin de faptul că s-a luat o decizie în luna decembrie a CSE-ului legată de activitatea acestor canale, iar motivul care a stat la baza deciziei stă sau se rezumă la sursa de finanțare a acestor 6 canale, la faptul adică că... Adică nu conținutul, dar sursa de finanțare. Cred că argumentul din spatele deciziei ține mai degrabă de sursa de finanțare și de modul în care acești bani au fost utilizați pentru a influența politica editorială a acestor canale. Adică indirect răspunde la întrebarea cine plătește ăla comandă. Exact. Acum, din ceea ce ni s-a comunicat public, reiese faptul că acele 6 canale ar fi fost finanțate din Federația Rusă, din surse obscure și ar fi schimbat între timp patronii, conducătorii, o parte dintre ele, astfel încât era clar pentru instituțiile de securitate la noi, pentru Serviciul de Informații și Securitate, era clară conexiunea dintre cine comandă și modul în care aceste canale își gestionează activitatea, astfel încât să răspundă probabil unei politici de agresiuni, unei politici de destabilizare coordonate de către Federația Rusă. Din păcate, acest element al problemei, care de altfel probabil ar fi oferit mai multă claritate asupra raționamentului care a stat în spatele acțiunilor întreprinse de CSE, nu a fost prezentat public, nu a fost comunicat public și aici, din câte am înțeles, a existat o sesizare în adresa SIS-ului la care SIS-ul nu a spus că nu poate oferi aceste informații pentru că ele ar ține de secretul de stat și până în acest moment noi nu cunoaștem dacă din informațiile Serviciului de Informații și Securitate acești conducători din spatele acestor canale sunt clar afiliați regimului la Kremlin, prezumăm că acest lucru este adevărat. De ce zic că acest caz se încadrează cumva în logica războiului hibrid? Pentru că putem presupune că au existat niște semnale identificate în toamna acestui an de către serviciile noastre că ar exista această conexiune și probabil a fost comunicat acest lucru guvernării care, din punct de vedere juridic, trebuia să găsească o soluție prin care ar putea stăveli această conexiune clară cu finanțatorii din Federația Rusă care, și cu acele persoane care cădeau deja sub incidența acelui regim de sancțiuni impus de către Statele Unite ale Americii, de către Marea Britanie, care probabil într-o formă sau alta se dorește replicat și la Chișinău, doar că noi nu avem încă cadru legal în acest sens. Deci, cred că acest caz se încadrează în această logică și nu întotdeauna putem sau nu întotdeauna vom găsi neapărat într-o ecuație toate elementele care să fie pe deplin cunoscute și pe deplin înțelese ale războiului hibrid. Și nu întotdeauna aceste lucruri pot fi comunicate. Bine, slavă Domnului, noi nu o să testăm deocamdată pe acest teritoriu toate elementele despre care o să vorbim și cu Dumitru, dar mă întreb pe dumneavoastră, părerea poate subiectivă, a fost eficientă această intervenție? Dacă nu, cumva acestor instituții li s-a făcut mai multă publicitate, ei au profitat de publicitatea care i-a ajutat să se lanseze imediat pe rețele sociale,
Și adică au țâșnit prin rețele la același auditoriu sau au schimbat auditoriu, pentru că nu-i Lukoilul care și-a luat valizele și benzina și-a plecat și benzinerii le-au vândut. Ăștia, prin drușlacul ăsta al internetului, continuă să propovăduiască pro-putinismul, dacă într-adevăr asta au făcut până acum. Cred că eficiența acestei decizii va putea fi testată în timp, atunci când vom urmări în ce măsură publicul de aici, de la Chișinău, va fi în continuare victima acestor adică campanii de dezinformare. Care să așteptăm sondajele care ne-ar putea arăta două aspecte ale problemei. Pe de o parte, numărul de urmăritori a acestor canale care ar trebui să fie într-o descreștere clară, inclusiv în rândul canalelor care deja au fost preluate, înțeleg eu, de către și unde se difuzează deja conținutul de pe acele șase canale TV. Și în același timp e de urmărit de altfel și numărul de simpatizanți unor partide, mă refer aici Partidul Șor, Partidul Socialiștilor, care erau clar ridicați în slăvi la aceste șase canale TV și care probabil, inclusiv prin intermediul acestor canale, își făceau publicitate electorală zilnic la știri și nu doar în cadrul emisiunilor analitice și în același timp turnau zoaie în capul altor partide, altor, în special în capul guvernării. Deci e de urmărit aceste date, ele sunt importante, ele sunt relevante și în același timp trebuie să ne uităm la alți indicatori, mai degrabă la modul în care în lipsa acestor surse de dezinformare mai degrabă, aceste manifestații care erau organizate în anul trecut, mișcări așa zise de protest, evident plătite, dar și pe rețelele de socializare, modul în care coagulau aceste grupuri susținători, vor mai fi active, vor mai fi capabile să se coaguleze în aceeași măsură. Eu cred că la ora actuală nu există o soluție care să poată pur și simplu tăia din capacitatea acestor canale și acestor finanțatori de a dezvolta conținut cu tentă de dezinformare, cu tentă de propagandă, pentru că chiar dacă astăzi, să zicem că suspenzi licența sau anulezi licența unui canal de televiziune, el imediat poate apărea sub o altă formă, poate prelua licența unui alt canal și difuza același conținut acolo, poate trece pe online și așa mai departe. Deci problema nu stă atât în instituție, ci mai degrabă în persoanele care finanțează aceste instituții. Da, dar întrebarea mea era, nu cumva, fiind războiul foarte aproape, autoritățile ar fi tentate să aplice metoda ucraineană, care au tăiat foarte clar tot ce vine de la ruși propagandă și n-au mai stat cu mănuși albe să discute despre dreptul la libertatea de expresie și mai departe. Eu cred că parțial noi am acționat cam în aceeași direcție, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat mult mai târziu ca în Ucraina, deci decizia CSE-ului nu a fost succedată de foarte multe discuții și foarte multe explicații. Au fost în primele zile câteva explicații, dar cumva problema a fost abordată ca fiind una de ce ține mai degrabă de domeniul securității și intervenția autorităților una imediată se cerea și era necesară. În același timp, evident că discuții vor mai fi și s-a în special... S-a contat pe arbitrajul europenilor în special. Exact, s-a contat mult și exemplul europenilor care au acționat cumva în aceeași notă, în aceeași perioadă. Dar discuții vor mai urma, vor mai fi, acest subiect va fi exploatat în special în campaniile electorale de către opoziție și acest lucru se întâmplă și în prezent. Dar, iarăși, ca să urmărim eficiența acestor intervenții, trebuie să vedem în timp cum se schimbă situația în Moldova și eu sper ca
inclusiv când ne uităm la sondaje și observăm părerea sau analizăm opiniile oamenilor privind războiul din Ucraina, Federației Ruse împotriva Ucrainei, să vedem acolo niște schimbări, să vedem mai mulți oameni care înțeleg natura și cine este agresorul în acest război. Din păcate, din luna martie până acum, dacă urmărim sondajele, datele cam ne arată aceeași lucru. Există o paritate între oamenii care cred că Federația Rusă se face vinovată de această agresiune și, pe de altă parte, Ucraina, Occidentul și alte state. Mai jos de 3 niciodată nu coboară. Da. Exact. Dar uitați-vă că acești, eu știu, opozanți, așa că să-i numim delicat până la proba contrarie, sunt și ei inventivi, ne așteaptă, iată, ei au inițiat, de fapt, un sondaj. Această mișcare populară pentru colectarea de semnături în favoarea ideii de a se plăti 3 luni de compensații din banii care îi aduce Occidentul cu sacul aici în Republica Moldova și Maia Sandu îi cheltuiește pe călătoriile ei cu vizeirul. Deci ei au inițiat un sondaj și acum dacă nu adună nici măcar un minim de semnături, s-ar putea să convingă chiar ei dacă au sau nu popularitate. Ori ei probabil contează și pe acești sateliți pe care i-au adunat în regim de urgență și m-am mirat să-l văd, de exemplu, pe fostul consilier prezidențial în subiecte de drept, care spune cu nonșalanță, nemții plătesc, plătiți și voi, compară bugetul nemților și cu bugetul moldovenilor. În fine, dar întrebarea era dacă, repet, legislativul este suficient de receptiv și tocmai suflă în iaurt, nu așteaptă să frigă cu cafeaua fierbinte. Dacă ei deja iau măsuri, au timp și au perspicacitatea să uite la ceea ce le spune domnul Mânzărar despre război hibrid. Sau să uite la minime sonde făcute de europeni deja care, e adevărat, și o să-l întreb pe domnul Mânzărar despre această ezitare a europenilor care au zis despre Rusia că sunt sponsori a terorismului, adică n-au încă suficiente probe să fie mai duri în raport cu statul ăsta. Dacă la Chișinău, legislatorul în special, sau expertiza are deja eventual în schiță soluții ca să nu așteptăm să vină Prigojin din Transnistria. Soluțiile la îndemâna legislativului și parlamentului sunt destul de puține. Soluțiile la îndemâna instituțiilor de securitate, de forță, sunt mult mai largi. Expertiza pe care o deține Parlamentul este una limitată în acest sens. Dacă ne uităm pe activitatea Comisiei Parlamentare de Securitate Națională și Ordine Publică și a subcomisiei care este responsabilă de supravegherea, monitorizarea activității Serviciului de Informație și Securitate, ne dăm seama că situația este una destul de proastă când vine vorba de capacitatea Parlamentului de a răspunde eficient din punct de vedere legislativ, legal, unor riscuri, unor amenințări la adresa securității naționale prin proiecte de legi, prin instrumente adiționale oferite diferitor instituții. Și cel mai bun exemplu în acest sens ține de cele 3 proiecte de legi privind activitatea Serviciului de Informații și Securitate, privind mandatul SIS-ului, care sunt elaborate de către SIS. Deci, dacă Parlamentul nu are nici măcar capacitatea de a reglementa activitatea unei instituții care de altfel trebuie să fie foarte bine monitorizată, foarte bine ținută sub control politic, dacă doriți, din punct de vedere pozitiv, pentru a nu permite derapaje din partea acestei instituții. Adică e dat un cec în alb acestui SIS. Exact. Și atunci ne gândim dacă nu cumva, după exemplu României, când a existat un scandal mare anul trecut, atunci când SRI-ul s-a adeverit a fi autorul unor proiecte de legi, nu am putea să ne pomenim în aceeași situație în care serviciile de securitate își scriu propriile reguli pe hârtie și trec la implementarea lor. Iarăși, sunt situații care pe mine mă pun în gardă și vorbesc despre faptul că, din păcate, Parlamentul are experiență puțină, deputații cu expertiză pe acest sector sunt foarte puțini. Dar și condițiile, fiți de acord, când cad la nord niște rachete care zburau nu știu de unde, atunci sigur că situația îi depășește. Dumitru, mă întorc la dumneavoastră cu această preambulă pe care am făcut-o mai devreme în dialog cu Mihai. Deci, europenii
au rămas la formula sponsor a terorismului. Ce trebuie să mai facă Rusia ca să dovedească că este un inventator foarte ingenios a războiului hibrid, chiar pornind de la acest Prigojin, cu fabrica lui de troll de la Sankt Petersburg, a ajuns la trupele lui de mercenari să facă ordine în Africa și în Siria, de fapt să cucerească acolo zăcămintele. După aia, când a ajuns să trimită la Uniunea Europeană, la parlamentari, acest ciocan, da, însângerat, deci, adică o definiție mai clară încotro să duce, eu știu, bucătarul lui Putin. Deci ce trebuie să mai inventeze Rusia astfel încât europenii să fie și mai duri decât sunt? E adevărat, plafonul cu petrolul, multe chestii, sancțiunile nominale, au o perioadă inerțială, dar războiul hibrid este în toată splendoarea, inclusiv șubile astea care le-au dorit femeilor, soțiilor care au rămas vădane, și de aici memul ăsta pe internet care a reacționat imediat Putin în șuba asta și cred că spectatorii s-au prins despre ce este vorba. Deci cum credeți, iată, reacția europenilor, a cercetării europene la război hibrid tot mai elaborat al rușilor? Dacă să vorbim despre ideea precum că Rusia ar fi inventat război hibrid, cred că nu este totalmente una corectă, în sensul că însăși metodele care le aplică Rusia astăzi și la care ne referim cu sintagma război hibrid, ele nu sunt atât de noi. Rușii le-au folosit, de exemplu, Rusia sovietică le-a folosit când a atacat țările independente Trans-Cauzieni în 1919-1920, când a atacat țările Baltice în 1940 și mai târziu. Deci în Transnistria metode similare a folosit. Ceea ce face Rusia când spuneți acum este... despre asta și vreau aici să fac o paranteză pentru spectatorii noștri. Componenta principală a acestui tip de război hibrid este, deci, găsirea unor elemente naționale, și o să vorbim, o să vadă spectatorii discuția noastră cu Octavian Țicu, găsirea unor fanarioți pe care îi îmbracă în uniforme de rebeli, de revoluționari, și ei deja cer, de exemplu, trecerea Donbasului și a Crimeei în componența Rusiei. La asta probabil vă referiți ca metodă clasică, sovietică, pe care Rusia o perfectează. Exact. Identifică un actor de local în țara țintă pe care îl ajută să preia puterea și pe urmă acest actor este subordonat sau formal devine o parte a deci, structurii suprastatale cum a fost URSS sau informal devine un stat satelit cum erau statele din Pactul de la Varșovia în timpul, deci după războiul doi mondial. Dar ceea ce face Rusia astăzi mai bine, folosește aceste metode aplicând tehnologii moderne, cum este internetul, comunicarea în masă. Și această aplicare, deci aceste tehnologii permit Rusiei să comunice direct cu majoritatea cetățenilor țării țintă, direct, practic ca un partid politic al țării țintă. În cazul Moldovei, Rusia operează foarte des din cauza că are acces direct la mase de populație, cunoaște limba bine, cultura și aplică metode de manipulare psihologică. Și Rusia practic operează ca un partid politic, unde încearcă să atragă cetățenii Republicii Moldova să sprijine acele idei politice pe care Rusia le are și ar dori să le implementeze Moldova. Și astfel, prin asta este un resurs adițional pentru acele forțe politice interioare pe care Rusia le-a selectat să-i reprezinte interesele. Adică dumneavoastră spuneți despre faptul că rușii sunt ca la ei acasă, românești zice Rusia este în fieful ei, și dovadă este declarațiile cele mai recente ale lui Lavrov.
în interviul ăla cunoscut, unde el dădea rețete de viitor pentru Republica Moldova, fără nonșalanță, că el știe mai bine de ce are nevoie Republica Moldova. Nu Parlamentul, nu președinta Maia Sandu, dar el să ne spună nou încotro trebuie să meargă Moldova. Adică rușii, prin atitudinea asta, prin Lavrov, de fapt arată cum acționează ei, așa cum spuneți dumneavoastră, ei sunt la ei acasă, având și cuiul pe pielea Transnistria, parțial Găgăuzia, dar fiind dumneavoastră la Baltici, vreau să vă referiți la experiența Balticilor. Din cât ne uităm noi la televizor, se consideră că la Riga are la fel mai multă susținere Putin decât în alte capitale. De ce se întâmplă asta? De ce stratul ăsta pro-rusesc este mai puternic, de exemplu, în Lituania, da? Nu știu, adică nu pot să spun că există o influență mai mare. Dacă să ne referim la acțiunile guvernelor, toate guvernele din guvernele din toate trei țări baltice sunt destul de deschis, rezistă presiunea Rusiei, sunt deci inițiatori ai diferitor politici a Uniunii Europene și NATO să atragă atenția Occidentului către Rusia. Poate vă referiți mai mult la faptul că în unele țări baltice există un grup mai mare de ruși etnici prin intermediul cărora Rusia încearcă să afecteze politicile interne ale acestor țări, Lituania, de exemplu, Lituania. Fiindcă când aceste grupuri etnice votează în alegerile naționale, ei în cele mai dese cazuri votează pentru partide cu tentă prorusă. Și dacă, deci anterior tenta asta prorusă era mai evidentă, acum este mai puțin evidentă în țările baltice, în special după agresiunea rusă contra Ucrainei. Deci partide cu tentă prorusă sau politicieni proruși nu sunt atât de pronunțați sau observabili în țările baltice. Însă ce țările baltice au făcut eficient, să facem o paralelă cu Republica Moldova, este că țările baltice privesc agresiunea rusă deci în mod mai eficient. Ei se uită la mecanismul de agresiune interstatală rusă și îi tratează, deci răspund la acest mecanism, tratează efectele ei. Pe când Moldova nu înțelege mecanismul acestor amenințări foarte bine și vine cu niște soluții improvizate, cum de exemplu celor 6 canale. Ați făcut o observație foarte importantă spunând că deci, păi ce, nu conținutul trebuie să fie blocat, dar faptul că e finanțat din exterior. A fost o întrebare foarte bună și Mihai a indicat că guvernarea de la Chișinău a venit cu o soluție improvizată, targetând, țintind acești finanțatori din exterior, dar nu însăși conținutul. Pe când trebuie, de fapt, trebuie să fie curmat anume acest conținut media care generează manipulare și propagandă, fiindcă deci o guvernare eficientă, când generează o politică de securitate eficientă, trebuie să adreseze efectele amenințărilor de securitate. Și efectele acestea sunt încercări de a manipula și de a atrage opinia publică în favoarea politicilor ruse. Deci acest lucru trebuie să facă guvernarea dacă vrea să protejeze deci sistemul politic democratic și să nu fie schimbat pe unul autoritar, ceea ce este scopul Rusiei. Păi exact asta era întrebarea și eu încercam să accentuez aici. Uitați-vă că, de exemplu, Balticii au fost foarte duri în raport cu Doșt, da? Pentru un comentariu stângaci sau nereușit, așa cum spune Doșt de atunci, i-au alungat, le-au scos din rații pe ăștia din Doș pentru o chestie relativ inofensivă. Adică Balticii suflă în apă rece după ce, așa cum spuneți dumneavoastră, există comunități foarte puternice. Adevărat, ei nu vor să mute la Smolensk și la Moscova chiar. Ei stau bine mersi acolo într-o țară NATO, într-o țară europeană și de acolo flutură drapelul rusesc, spune faceți nouă aici Rusiei, că nouă nu ne place cum
e la riga țară europeană. Deci balticii suflă în iaurt, ei înțeleg ce înseamnă pericolul și uneori nu mai umblă cu mănușile albe, pentru care au primit reproșuri, dacă ne amintim încă prima dată, Tallinn, Estonia pare că da, a fost primul scandal cu doborârea monumentului ostașilor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Ei au înghițit atunci reproșurile, inclusiv venit cumva niște indigestii de la europeni, pentru că au demonstrat că în perspectivă această toleranță exagerată s-ar putea să creeze probleme foarte grave, așa cum s-a văzut în Ucraina. În sensul ăsta, iată, dumneavoastră, uitându-vă de la Baltici spre Republica Moldova, în special cu Transnistria, ce vedeți că este insuficient făcut pentru ca să nu ne pomenim cu casa arzând? Deci, ceea ce este insuficient este că guvernul de la Chișinău foarte des ia măsuri pe jumătate, parțiale, pentru a adresa deci, problema războiului hibrid care vine din partea Rusiei. Exemplu canalilor, deci nu au fost atât de tranșanți ca țările balce sau ucrainenii să blocheze tot conținutul rusesc. Fiindcă noi cunoaștem că tot conținutul care vine din Rusia este controlat de stat, finanțat de stat și promovează politicile ruse. Unele canale sau surse de informații care vin din Rusia o fac în mod tranșat direct, altele o fac în mod mai indirect, mai nuanțat. Și nu putem să discernem deci aceste efecte imediat. Însă, atât balcii cât și ucrainenii au înțeles acest lucru și au blocat totalmente. Același lucru trebuie să facă și guvernul de la Chișinău, dacă doresc să-și protejeze cetățenii de această intoxicare cu idei pro-ruse și de la, practic, Rusia ce face prin aceste deci, măsuri de dezinformare și manipulare, e că, cum să spun, capturează cetățenii moldoveni și îi face într-un fel loial Moscovei, ideilor Moscovei și nu ideilor statului Republica Moldova. Eu încerc să fiu avocatul diavolului, că asta e miseria mea, și mă mut în barca oponenților și spun da, dar noi în timpul ăsta nu trebuie să supărăm transnistrienii sau Tiraspolul concret, ca să nu îi îndepărtăm. Noi trebuie să noi supărăm pe găgăuzi cu doamna Vlah în frunte, care are un anumit mesaj, da? Adică trebuie să încercăm să facem un fel de echilibristică. Dumneavoastră credeți că măsurile astea radicale sunt binevenite acum când, vai de mine, Doamne ferește, iată, cu Mihai discutam despre jumătate, chiar o treime și mult, de susținătoria Crămnașului. Dacă să vorbim de Transnistria, noi practic nu avem nicio pârghie de influență asupra transnistrenilor. Ei sunt totalmente insulați, separați și protejați de ruși. Deci nu trebuie să avem oarecare rețineri, iluzie privind cum ar putea politica noastră afecta Transnistria. Transnistria trebuie să fie o temă care este temporar deci înghețată, într-un fel pusă deoparte și tratată ulterior când ne vom dezvolta instrumentele eficiente să interacționăm cu Transnistria în mod eficient. Și Ucraina o îmbuteliază foarte bine acum și are exact grijă Ucraina în primul rând. Exact. Deci în cazul Găgăuziei problema e un pic mai serioasă, însă arta guvernării este necesită ingeniozitate, necesită o cunoaștere adâncă a politicului, a elementelor de guvernare, adică a diferitelor instrumente de guvernare. Și în cazul eu vin cu un exemplu de soluție, nu este unic, există multiple soluții cum de adresat Găgăuzia mai eficient. Dacă guvernarea dorește să curmeze toate translările, noutățile care vin din Rusia, în primul rând, pentru acești găgăuși sau cetățeni care ar dori noutăți ruse, ar putea să creeze guvernarea un content alternativ în limba rusă.
care să-l, deci treptat, în perioada a câțiva ani, să-l schimbe cu content românesc, creând deci motivație pentru cetățeni să învețe limba română. Așa cum au făcut ucrainenii cu acest Freedom. Au alocat buget foarte clar și acolo se schimbă echipe de jurnaliști care eventual ar fi găsite la diferite instituții care să facă așa un canal, nu? Exact. Doi, ar trebui în spiritul deci sprijinului minorităților naționale să promoveze deci limba găgăuză în regiunea găgăuză, deci în Găgăuzia. Să inițieze politici care să schimbe limba rusă din circulație cu limba găgăuză în paralel cu română. Fiindcă foarte nu toți găgăuzii cunosc asta, deci bine limba lor sau cel puțin preferă să vorbească rusa mai des. Însă acest lucru Moldova va acționa, guvernul Moldovei va acționa în conformitate cu toate deci obligațiunile sale față de deci dreptul internațional, față de instituțiile europene privind protecția minorităților și ar putea insista, ok, este sunteți deci doriți drepturile ca minoritatea să vă fie protejate. Uitați-vă, promovăm deci limba găgăuză în paralel cu limba română. Adică astfel, să ne întoarcem la 94 cu motivația acestei legi de autonomie găgăuză. Nu neapărat, nu vorbesc de autonomie, vorbesc de limbă însăși. Eu înțeleg, vorbesc dar în 94 când li s-a dat autonomie maximă, asta era baza principală, nu? Nu sunt de acord. Autonomie ține de administrare, autoadministrare locală. Eu vorbesc de scoaterea, am înțeles, componenta lingvistică spirituală. Da. Scoaterea limbii ruse totalmente din spațiul de comunicare în Republica Moldova. Fiindcă dacă acest lucru este atins, rușilor le va fi mult mai dificil să influențeze populația în Republica Moldova. Deci ca o sarcină politehnologică. Eu vreau, mă uit la timpul care ne-a mai rămas, vreau neapărat să discut neastră un subiect iarăși test. O hârtie de turnesol. Deci atitudinea față de preoții. Întâi stătătorul Bisericii Moldovei și mai ales după ce s-a difuzat această informație despre ipostaza de spion pe față a mitropolitului, a patriarhului, pardon, și biserica nici de cum nu se rupe sau nu se desolidarizează. Sunt niște exemple separate a unor preoți care au încercat să facă o mică rebeliune în ierarhia lor bisericească, da? Ori ca și cum canonul lor le spune la liturghie trebuie să începi să-l pomenești pe întâi stătătorul bisericii din Rusia, cel care de fapt a stropit cu o aghiazmă și a binecuvântat omorul făcut pe față în Ucraina, interpretat diferit de propagandă, dar sunt victime. Deci, iată, acest caz cum poate fi rezolvat? Că iarăși este libertatea de credință, este deranjul care poți să-l faci acolo în acest mediu, deranjul însemnând după asta pierderea audienței partidului, etc., etc. Ce faci? În primul rând, trebuie să fie clar, în special pentru cetățeni, că Metropolia Moldovei, prin conducerea acestei instituții și prin mai multe acțiuni pe care le-a desfășurat pe parcursul ultimelor trei decenii, a devenit și probabil a fost de la bun început un instrument clar de influență al Federației Ruse în Republica Moldova cu destule dovezi că ar fi clar afiliată regimului de la Kremlin și ar răspunde unor comenzi de la Moscova. Deci lucrul ăsta trebuie să-l spunem cu subiect și predicat, chiar dacă politicienii din motive evidente se tem să o facă. Când ne uităm la Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, avem două instituții, Metropolia Moldovei și Metropolia Basarabiei, care înțeleg că astăzi sunt ambele favorizate prin diferite gesturi. Acordarea unui pașaport diplomatic
metropolitului Basarabiei. Am văzut în vizita la București, speakerul Grosu a avut o întâlnire cu, întrevedere cu Patriarhul Daniel, în cadrul căreia i s-au cerut câteva lucruri care sunt discutabile și trezesc nedumerire din punctul meu de vedere de către Patriarhia Română, care se dovedește iarăși și acolo și probabil și aici o instituție destul de influentă, capabilă să pună presiune pe politicieni. Dacă să ne referim la acest caz al Patriarhului Kiril și a activității sale în cadrul serviciilor secrete ruse, nu cred că este o noutate. Cred că și unii preoți șefi ai Metropoliei Moldovei, pentru că ea ne este mai apropiată, mai bine cunoscută decât cea a Basarabiei, au lucrat sau au unele tangențe destul de clare cu serviciile secrete ale Federației Ruse, inclusiv încă din perioada sovietică. Dar ei aveau o justificare, spuneau, domnule, am semnat, am raportat pentru ca să mă aper biserica, enoriașii, dar aici despre Gundeaev ce a apărut acum, el a fost spion în toată legea. El a avut misiunea din partea KGB-ului să influențeze forurile religioase mondiale. El a spionat în favoarea KGB-ului, adică e una să faci, mă rog, poliție politică, ca de fapt să-ți aperi conștiința ta și alta de fapt să fii cu epoleți bine mersi. După asta, cum spuneau acum recent unii opozanți ai lui Putin, de fapt sunt doi conducători, doi ofițeri de rang înalt în fruntea Rusiei, unul pe felia bisericească și altul pe felia militaro-politică. Când episcopul de Bălți, Marchel, face campanie electorală pentru candidatul Federației Ruse la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, acest lucru probabil demonstrează clar că nu există aici nicio misiune teologică sau ortodoxă pe care o urmează acest personaj, ci clar răspunde unor ordine venite de la Moscova. Adică nu-l credeți că el apără valorile tradiționale ortodoxe? Nici și într-un caz. Luptă cu diavolul? Această ideologie de apărare a valorilor ortodoxe este împregnată în mentalul colectiv la fel de către Rusia, dezvoltată și coaptă acolo la Moscova, care utilizează aceste personaje care sunt, le poți număra pe două mâini. Cred că avem un metropolit și vreo 5-6 episcopi în țara noastră care au o influență destul de mare la nivel local, dar și la nivel național, care nu fac decât să preia niște mesaje și să-și utilizeze rețeaua destul de activă și bine organizată aici în Republica Moldova ca să difuzeze aceste mesaje la nivel local. Ei clar răspund unor comenzi și mă îndoiesc că aceste comenzi vin din interiorul țării. Ele vin din afară pe filiera Bisericii Ortodoxe Ruse, iar Metropolia Moldovei este supusă ca canonic acestei biserici, nu doar din punct de vedere religios, ci din punct de vedere ideologic, servind astăzi și servind în ultimele trei decenii intereselor Rusiei, nu doar din punct de vedere al ortodoxiei, dar mai degrabă din punct de vedere politic. Dar unei femei care se duce la biserică, zice, eu mă duc să mă rog lui Dumnezeu, nu mă uit ce spune preotul, și mă duc să mă închin, să mă împărtăș. Deci ce i-ați spune ca să nu meargă la preotul ăsta? Marchel, l-ați adus exemplu ăsta. Ce alternativă îi dați? Îi spunem să facă o separare clară între instituția Metropoliei Moldovei și religia sau credința ortodoxă. Îi spunem să urmărească atent mesajele care sunt transmise și să încerce să analizeze care dintre ele se referă la valorile eventual pe care ea le împărtășește și care țin mai degrabă de alte domenii de activitate, în special cel politic, în special cel electoral, în special sunt tentative de manipulare utilizate foarte abil și cred că per total este important pentru cetățeni să urmărească bine în timp
ce mesaje promovează acești conducători ai Metropoliei Moldovei aici, ai Bisericii Ortodoxe în Republica Moldova și să vadă în ce măsură acestea corespund unor dogme ortodoxe care sunt scrise în Biblie și au în general vreo tangență cu ce spune religia, ortodoxia și așa mai departe. Adică să-și aleagă cu grijă duhovnicii, mai ales că au alternativă, eu bănuiesc că poate merge la, aici la Chișinău în special, nu-i constrâns să meargă la o anumită biserică, poate să meargă la altă. La Dumitru vreau să mă adresez cu aceeași întrebare. Iarăși, uitându-vă la acest subiect test, cum s-a descurcat, cum se descurcă Moldova cu el, pornind iarăși, comparând cu Ucraina, unde s-a agravat situația și a fost nevoită de mascați să vină să caute la biserică tot felul de literatură, pașapoarte și bani, după ce a apărut secvența, probabil a fost declanșatorul, secvența unde se cânta cor și se slăvea războiul Rusiei împotriva Ucrainei, și comparând cu balticii, care probabil au și această problemă, pentru că biserica este foarte influentă, nu merge mână în mână cu politicienii, dar iată, comparând cu aceste două situații, vă cer un sfat pe gratis, o expertiză pe gratis. Cum se descurcă Chișinău cu acest subiect foarte delicat? Eu nu cunosc cum guvernarea curentă adresează problema influenței ruse prin intermediul bisericii ortodoxe, care subordonează patriarhatul de la Moscova. Și nu aș putea, adică cel puțin nu am văzut în spațiu public careva răspunsuri. Nici eu n-am văzut și tocmai asta mă îngrijorează, da, că trec sub în tăcere. În acest context am putea spune că deci guvernarea de la Chișinău poate nu vede încă un pericol pe filiera religioasă. Ceea ce mă impune să revin din nou la fraza anterioară, că ceea ce văd eu în cadrul poliților de securitate la Chișinău este că răspunsurile se fac pe jumătate și că însă și logica amenințărilor de securitate nu sunt înțelese bine. Și aceste două elemente reprezintă, cred că, problemele majore în politica de apărare și securitate a guvernării curente. Acum, balticii, dacă ați putea să elaborați un pic, ei cum se descurcă cu subiectul ăsta? Eu nu am văzut, să zicem, măsuri de interdicție sau careva eforturi ale guvernărilor de țările baltice vis-a-vis diferite culte religioase. De ce? Pentru că nu-s vocali preoții sau că ei nu se bagă în subiectul ăsta? Nu cunosc, dar nu am observat acțiuni. Dar dacă observăm că deci balticii sunt foarte eficienți în deci abordarea acestor amenințări, înțelegerea logicilor și răspunsuri la amenințări hibride, am putea presupune că două scenarii. Unu, sau deci bisericile locale sunt mai puțin supuse ortodoxia am în vedere, mai puțin supuse influenței de la Moscova, sau o altă opțiune ar fi că deci guvernele baltice, dacă și răspund la amenințare pe filieră religioasă, o fac în afara spațiului public prin măsuri deci mai nuanțate, să zicem, non-publice. Acum, ultimul exercițiu pe finalul acestei emisiuni, vreau să vă rog pe ambii să evaluați în procente, dacă se poate, iată, aceste subiecte pe care le-am abordat noi, cât am putut, cât contează în matematica securității. De regulă, securitatea se asociază cu militarii, securitatea energetică, securitatea financiară, iată. Și acum, dacă v-aș întreba repede, ca un student, cât contează, iată, războiul hibrid și măsurile astea perfide sau pe față în economia securității dumneavoastră, cum ați răspunde la întrebarea asta? Câte procente și cui i-ați da?
Cred că contează foarte mult astăzi în Republica Moldova, chiar după declarațiile de ieri ale președintelui ucrainean Zelenski, care face trimiteri la o distrugere sau o destabilizare din punct de vedere politic a Moldovei, nu din punct de vedere militar. Rusia nu urmărește aici, cel puțin acum, în perioada imediat următoare, să intervină militar. Urmărește să destabilizeze situația prin intermediul acestor instrumente. De aceea le-aș da o proporție astăzi de 80-90% din potențialele riscuri imediate la adresa securității naționale și per total, pe termen lung, cred că în lipsa unor măsuri eficiente de răspuns, noi vom continua să ne confruntăm cu aceleași probleme și să aplicăm soluții de urgență, mai degrabă decât soluții sistemice, bine gândite, care să producă cumva rezultate vizibile pentru toți cetățenii și care să producă mai puține discuții în contradictoriu, să fie cumva explicate în timp, să fie analizate într-un mod transparent, să fie comunicate oamenilor, să fie convinși inclusiv oamenii despre importanța lor și despre rolul lor pentru viața lor de zi cu zi și în general pentru integritatea statului. De aceea, inclusiv în cazul unor instituții, precum biserica, precum mass media afiliată, finanțată de către Federația Rusă, precum tot felul de partiduțe mai mari sau mai mici care la fel sunt finanțate de la Moscova. Trebuie să existe mai multe mesaje publice din partea conducătorilor statului care să facă claritate cu privire la această situație. Nu trebuie să vină președintele Zelenski să ne explice un lucru pe care noi aici la Chișinău îl cunoaștem, doar că uităm din când în când să-l repetăm oamenilor, să-l explicăm cu exemple, așa cum am încercat noi să o facem în această instituție. Când vom avea conducători, politicieni care nu se vor teme să spună cu subiect și predicat toți actorii care astăzi răspund comenzilor venite din Federația Rusă, datorită informațiilor pe care ei le cunosc și care nu neapărat sunt cunoscute publicului pentru că țin de secretul de stat sau țin de activitatea serviciilor secrete, până atunci, din păcate, situația va rămâne una cumva neclară pentru oamenii de rând. Apropo de exemplu, eu aș fi curios să știu câți într-o săptămână, într-o lună, cetățeni ruși sunt întorși de la aeroport sau de pe rute auto înapoi în Rusia din varii motive, inclusiv suspiciuni și așa mai departe. Asta poate cuiva i-ar trezi curiozitatea firească. Domnul Mânzărar, dumneavoastră, cum ați așeza în economia securității război hibrid cu componentele lui? Dacă aș evalua mediul de securitate sau de insecuritate care este specific Moldovei, războiul hibrid, pe care eu îl numesc de fapt un război centrat pe populație, i-aș oferi aceste dimensiuni undeva 65%. Dimensiunea de război convențional, folosind forțe militare, care m-aș referi mai simplist ca război pentru teritoriu, cred că ar acumula vreo 30-35%. Și vreau să spun, să explic din ce cauză dau așa un randament de mare. Rușii mai întâi aplică metode non-militare, non-convenționale, încercând să-și promoveze interesele lor, care este, deci, practic, influențarea, capturarea politică a țărilor deci, spațiul din jurul său. Și dacă metodele deci non-militare nu funcționează, vedem în cazul deci Georgiei, Ucrainei, chiar și putem în cazul Armeniei și Armeniei în particular, unde Rusia a sprijinit Azerbaidjanul în războiul său contra Armeniei ultima dată, indirect sprijinind. Deci vedem că metoda militară vine ca alternativă când cea non-militară nu funcționează. Deci eu nu aș exclude și eu cred că riscul ca rușii să folosească instrumentul militar în Moldova este destul de elevat și necesită să fie inclus în planificare de apărare în mod foarte serios. Acum, cum guvernarea de fapt răspunde la aceste deci, insecurități? Pe dimensiunea militară, cred că
din aceste necesitățile necesare, adică necesitățile existente. Nu cred că, din ce observăm, nu cred că se acoperă mai mult de vreo 50%. Pe dimensiunea non-militară și mai puțin se adresează, anume din motivul că răspunsurile sunt parțiale sau non-existente. Și ultimul exemplu, când Zelenski a anunțat că, deci a comunicat guvernele de la Chișinău, precum că Rusia intenționat să schimbe regimul, răspunsul SIS-ului am văzut că spunând că ei cunosc, că ei la fel au desfășurat careva măsuri, însă acestea sunt doar declarații. Nu am văzut niciun arest, nu am văzut deci expulzări de deci diplomați ruși sau adică nu am văzut niciun fel de activitate care să indice că SIS-ul a cunoscut că există pericolul ăsta și a încercat să-l contracareze. Au fost doar vorbe. Și răspunsul, în cazul dat, el nu putea să nu fie observat dacă exista. Așa, asta este exemplul cel mai important, că nu se iau deci, măsuri eficiente complete. Se fac deci pași pe jumătate. Acum, mulțumesc pentru participarea la această discuție, repet, incompletă, pentru că n-am avut cum într-o oră să epuizăm subiectul, dar cel puțin sper tare mult că am dat de gândit urmăritorilor, spectatorilor, celor care ne vor fi urmărind și ascultând, să fie atenți la ceea ce accentuez, a spus domnul Mânzărar, aveți grijă să nu deveniți ostașii acestui război invizibil în aparență, dar foarte vizibil, pentru că atunci când, Doamne ferește, o să vină militarii, atunci o să fie mult prea târziu. Și în sensul ăsta eu pun mari speranțe în tânăra generație, cei care cândva au fost îndemnați să ascundă pașaportul bunicii, între ghilimele, dar era o metaforă, adică nu lăsați bunicii, nostalgicii, să vă furi viitorul, să votezi așa cum cred ei că trebuie să trăiți voi cei tineri, așa eu pun speranță în cei tineri care ar putea să smulgă din priză cablul care alimentează televizorul și eventual să devină poate explainerii cei mai buni pentru generația care mai este în prizonieratul propagandei. Recunoaștem, foarte eficiente. Atâta timp, așa cum au spus invitații mei, procentul ăsta de aderență este încă mare și contează atât de mult în economia securității. Atunci când pe dumneavoastră, cei care într-adevăr suferiți din cauza tarifelor, din cauza frigului, din cauza scumpetelor, când pe dumneavoastră vă ține cineva în mod deliberat în subiectele astea și în spatele cortinei să fac lucruri, așa cum spune domnul Zelenski, îndreptat împotriva regimului democratic pe care le avem, slavă Domnului, cât de cât. Atunci, asta doar cetățenii pot stăvili, doar cetățenii se pot dumiri și eventual forța autoritățile ca să dea bani și pentru aceste măsuri. Astea vi-am spus, vă îndemn să rămâniți cu vocea Basarabiei, pentru că noi vom tot reveni la aceste subiecte primordiale pentru viața noastră, pentru viitorul Republicii Moldova. Pe curând!